Bomba anului pe piața media din România. Antena 1 anunță o posibilă înlocuire a primilor trei jurații ai formatului, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. Fanii vor fi uimiți să afle. Este știrea zilei în industria media din România. Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea urmează să fie înlocuiți de la șef la cuțite, începând din sezonul cu numărul 13. Cei trei se află la masa juriului încă de la primul sezon al show-ului de Cooking, iar emisiunea s-a dovedit a fi un real succes încă de la prima ediție. Cu toate acestea, producția pregătește unele schimbări în echipă. Șefla cuțite a ajuns la sezonul 12, emisiunea de la Antena 1 fiind extrem de apreciată de public. Cei trei jurați au devenit foarte populari, astfel că fanii emisiunii nu vor fi deloc bucuroși la aflarea veștii. Ei bine, s-ar părea că Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bonte au refuzat să mai aparte la filmările care ar urma să înceapă în luna octombrie 2023. Așadar, producția urmează să anunțe în curând noua distribuție a celui mai popular show de cooking din România. Între timp, pe TV se difuzează ultimele episoade ale sezonului 12, marea finală urmând a fi difuzată miercuri, 18 octombrie.